Deci am pornit înregistrarea și vorbim astăzi despre o lecție pe care noi am mai făcut-o, dar fiind în vacanță este bine să o recapitulăm, matul sufocat. Și pentru a înțelege cât mai bine matul sufocat, care este tot o poziție tipică de mat. Ce v-am spus eu tot timpul? Cu cât învățăm mai multe poziții tipice de mat, cu atât este mai bine, pentru că în momentul când ele apar pe tablă, putem să le identificăm și să le punem în aplicare. Am învățat matul lui Boden? Da. Am învățat, ce am mai învățat? Matul cu epoleți? Da. Acum trecem la matul sufocat. Care capitulare? Că noi am mai făcut multe. De exemplu, matul pe ultima linie l-am mai făcut, dar o să recapitulăm și pe ăla, să știți. Da? Asta este poziția finală, la o adică a unui mat sufocat, în care dumneavoastră trebuie neapărat să înțelegeți un lucru. Regele negru trebuie să fie tot timpul pe ultima linie. Cum este cazul aici, câteodată și la colț. De multe ori apare la colț, da? Și el este înconjurat de propriile piese și matul sufocat se dă de către K. Da? Deci, Elisa, uite aici, ia fi atent aici. Pur și simplu dăm șac și mat. Checkmate. Checkmate. Deci, regele negru nu poate muta, pur și simplu e fiind sufocat de propriile piese, mai precis de către turnul din G8, de către pionul din G7 și de către pionul din H7. Mă, puteți întreba, eu când naiba mi-apare mie o astfel de poziție pe tablă? Să știți că apare foarte, foarte des. Și ca să, de exemplu, pur și simplu mai pusă-i o damă aici, da? Și practic dădurăm cu două mutări înapoi poziția, ca să înțelegeți ce înseamnă matul sufocat, da? Maria, ai reușit să ți-o deschizi? Aia nu trebuie neapărat să o rup. Eu nu pot să înțeleg de ce asta, trebuie. Asta nu pot din G7, mă rog. Bun. Deci, atenție. Cum ajungem la poziția de dinainte? Elisa, fii atent acolo, că nu știu ce te tund. Deci, damă G8. Observați? Damă G8. Nu pot să bat cu regele, că dama este apărată de către turn, sunt forțat să bat cu turnul și este exact poziția de dinainte. Cal pe 7, șac și mat. Da? Puțin mai rapid. Adică mai de dinainte. În această primă, la o primă verificare, zicem că regele alb este în copac. Mai precis, albul este în copac, pentru că are armata mult mai mică. El n-are decât un cal contra două turnuri și doi pioni. Dar, este la mutare. Pentru că ce v-am spus eu, întotdeauna când ne uităm pe o poziție, ne uităm cu siguranță cine este la mutare al doilea și de pe al treilea mărimea armatei. Mărimea armatei aici nu contează. Siguranța, ambele sunt nesiguri, dar încă o dată contează foarte mult că albul este la mutare aici și dă mat. Dar uite-te, Elisa, pentru că pe urmă când vor veni exercițiile, s-ar putea să nu faci față. Și nu știu ce să fac. Deci fiți atenți aici. Fiți atenți toți. Dama e 6, 6. Evident că dacă joci rege pe 8, ești mat într-o mutare. Da? Nu poți să bați dama, deci trebuie să te duci la colț. Acum, este foarte important să înțelegeți următorul lucru. La prima vedere zici, mamă, ce deștept sunt. Îți dau șah, și când bați, îți dau mat, nu? Checkmate. Da, dar nu e adevărat. Pentru că în momentul când îți dau șac, eu pot să bat cu regele. Și ai pierdut partida cu alb. Deci, practic, ca să forțezi pe negru să bată cu turnul, trebuie să-i dai întâi un șac pe cap. După rege G8, îi dai un șac dublu, aducând acest cal la H6. Deci, în acest moment, regele negru primește șac dublu și de la cal și de la damă. Dacă vii aici, din nou mat, iar când te duci la colț, ce faci, Mari? Îl oblici pe negru să bată cu turnul acum. Deci nu mai poate să bată dama cu regele, dama fiind apărată de către cal și urmează mat. Da?
Este frumos, este frumos, este spectaculos, este spectaculos. Să știți că, spre deosebire de șahul cu epoles, de matul cu epoles, care apare relativ mai rar în activitatea practică, asta apare foarte des. Să știți. Deși nu pare, să știți că nu există jucători de șah care să n-aibă cât de cât date în cariera lui șahistă matur de acest fel. Ia, uitați-vă, vă rog, la această poziție. Eu o analizez, vă și arăt și pe urmă să înțelegeți modelul, pentru că la prima vedere, negru fiind la mutare, are o damă atacată și în spate are și un turn. Și la prima vedere zici că este în copac. Lăsând la o parte că albul are un turn pe un cal, el mai are și un pion în plus, dar negru fiind la mutare reușește să câștige această partidă. Deci, încă o dată, orice fel de retragere de damă, dacă bați, bat cu turnul sau chiar cu dama, iar orice retragere, câte bătaie am pe acest turn? De exemplu, dama 8. Păi ți-l iau. Și ți-l iau. Și vai de tine. Cu șah, nu? Rege H7, damă de 3, ți-l-am legat, ți-l-am atacat, ți-l-am păpat, bye bye. Și atunci se pune întrebarea, cum reușești cu negru să câștigi această partidă? De fapt, negru, asta e chiar o partidă de mari maestri. Joacă aici fantastic turn pe 1, șah. Pe ideea de a provoca un mat sufocat. Și hai să ne uităm aici. În partida a bătut cu turnul. Dar hai să ne uităm dacă bați cu regele. Pentru că, într-adevăr, nu ai decât două posibilități. Este elisa să bați cu regele sau cu turnul. În partida a bătut cu turnul. Dacă bați cu regele, în schimb, ia uitați, șah la F5, da? Rege 1 e mat. Rege G1 e șah și revine la poziția inițială. Puf, 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 șah. Observați paternul. Mat, da? Dacă merg prea repede să-mi spuneți, sau dacă aici joacă turn pe 3, atenție, urmează turn de 1 șah și după rege 2 calce 3 șah. Și ești mat. Deci să zicem că bați cu turnul, urmează damă pe 1 șah și damă ia pe A6, câștig. Iar când bați cu pionul, ca să nu pierzi, ești mat acum. Po, 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 po. Ești mat? Da. Bun. Și atunci revenim înapoi. Într-adevăr, este o poziție mai complicată pentru că este o poziție de mari maestri în partida bătut cu turnul. Dar acest lucru îi permite negrului să facă damă C5. Șah, da? Încă o dată, pentru că a scăpat de turnul din F2 care îi bloca lui diagonala G1 A7, a scăpat cu tempo. Deci turnea pe F1, damă C5, șah, da? Rege H1, că n-ai altceva. Da? Ca F2, șah. Și acum ești rege G1 sau turnea pe F2, dar turnea pe F2 practic ești mat pe ultima linie. Da? Și atunci aici albul a preferat evident să joace rege G1, dar s-a ajuns în poziție tipică de mat sufocat, unde dăm șah dublu la H3, cal H3. Din nou, rege H1, când primești șah dublu nu poți decât să fugi. Și acum damă G1, care îl silește pe alb să bată cu turnul, dama fiind apărată de către cal, și urmează cal pe 2 șah și mat. Da? Mai dificil această poziție, însă este o poziție dintr-o partidă de mari maestri. Asta, din nou, negru este la mutare. Ultima mutare a albului a bătut un pion de aici, de la C3 la D4 și are două bătăi pe acest, scuze, are două bătăi pe acest,
are, nu, are o bătaie pe acest nebun care ataca și are două apărări. Deci pionul ăsta este, ca să spun așa, apărat și de către cal și de către damă. Deci zici, tu ai două bătăi, dar nu poți să bați că și eu am două apărări. Și totuși aici negru bat calea pe de patru. Deci, pe bine, bine, dar ai pierdut o piesă. Adică mi-ai dat o piesă pe un singur pion. Pentru că dar după calea pe de patru, să vedem ce are negru în minte, acest cal, atâta timp cât era la F3, păzea câmpul H4. Nu putea dama neagră să ajungă acolo. După calea pe de patru, negru îi joacă imediat dama H4. Cu amenințare groasnică de mat, atât la F2 cât și la H2. Deci dama H2, rege pe 1, dama H1, rege 2, turnea pe E5, cu mat. De aceea, albul joacă aici cal F3, ca să-și apere pionul din H2. Acum nu mai pot să bați pentru că e apărat de două ori. Dar negru trece la atac cu celuilalt pion. Dama ia pe F2, șah. Și acum, aici nici nu mai trebuie făcut acel șah dublu. Pentru că există deja totul efectiv. Deci îi dă dama G1 în șah. Nu contează cu ce bați, cu turnul sau cu calul. Important pentru negru este să nu poată bate cu regele. Și nu poate să bată cu regele, dama fiind apărată de către nebun. Dar atât momentul în care bați e mat, sau momentul în care bați, regele ăsta e făcut pateu. În ambele situații, regele alb este șah făcut șah și mat. Da? Bun. Din nou, asta e o poziție dintr-o partidă de mari maestri jucată la 1920 și toamnă. Așa zic eu că nu sunt sigur de ultimul an. 1920. Poate să fie 25, 26, 28, 29. La negru este Eduard Lasker. La alb este un alt mare maestru al vremurilor acelora. Eduard Lasker nu este campionul mondial, Emanuel Lasker. Emanuel Lasker a fost al doilea campion mondial. Erau, într-un fel, din ce mi-aduc aminte, erau verișori. Dar Eduard Lasker, dacă ar fi la negru, ce-ar juca aici? Atât cal de 3, cât și cal de 2, șah dublu, nu? Și te fac praf. Nu, nu, că e șac și de la damă și de la cal ar fi. Ar fi șac dublu. Deci nu poți decât să nu-ți dirige și am timp ori să-ți bat turnul din A1, ori să-ți iau gâtul cu un mat, cine știe pe acolo. Da? Și aici albul speriat, evident că joacă, adică evident, dacă joacă damă de 2, tot urmează cal C2. Șac. Nu poți să bați, păr mă schimb și îți iau turnul. De aceea albul joacă aici cal de 2. Urmează însă șah, uitați-vă săgețile, acest șah este un șah dublu, nu? Atacă și calul din D4, atacă și regele. Cum rezolvă domnul alb schipurile să scape de ambele? Își bagă aici calul înapoi. Zice, eu nu mai sunt nici șah și nu ți-am dat nici calul. Dar, uitați-vă la acest rege, care este pur și simplu sugrumat de propriile piese. Cal de 3 mat. Deci ăsta este un caz, din nou, care este foarte des întâlnit, în care se adevărește cea mai importantă problemă pentru cel care ia mat. Să fie regele pe ultima linie. Da? Bun. Din nou sufocat, ăsta, asta este o cursă, ce apărare este asta? E 4C6 de 4D5, cine poate spune? Carucan. Carucan, corect, foarte bine. În care albul joacă aici cal C3, D5 pe E4, cal C3 pe E4, teorie curată, cal D7, teorie, să știți. Sunt două, sunt trei continuări aici, cal D7, cal P6, mai slab jucată, că poți să-ți bați și să-ți dublezi, dar se joacă, sau nebun F5. Adevărul că nebun F5 este cea mai jucată aici. Așa, de genul acesta. Pac, pac, pac. Vă arăt pur și simplu...
teorie curată, ca să spun așa. Asta e o variantă foarte dejucată în Carocan. Dar revenim la partidă. Deci, încă o dată, cale 4, cal de 7 pentru a scoate cal pe 6 și a nu-și dubla pionii. Și aici albul joacă dama E2. Vreau să înțelegem un lucru. Mari, cum ți se pare mutarea asta dama E2? Bună, rea, normală? Din punct de vedere strategic. Elisa, dacă te uiți la mine, înseamnă că tu ai o părere deja. Spune-mi, ce părere e? Cum ți se pare mutarea asta, Elisa? Bună, proastă, normală, de dezvoltare, încalcă niște reguli, încalcă niște sfaturi, încalcă niște principii, e foarte proastă, e o tântăloaică de mutare, zi ceva, nu? Puțin bună, foarte bine, adică ți-ai dezvoltat dama, nu? Eu spun că e slăbuță. Tu spui că e slăbuț. Da. De ce? De ce spui că e slăbuț? Blochează nebunul, una. Blochează nebunul, una, și a doua, încalcă un sfat. Care e acel sfat? Să știi, nu scoți dama înainte de a scoate piesele ușoare afară. Deci întâi scoateți piesele ușoare afară și dama nu o scoateți decât dacă îi găsiți un loc de pe care ea nu poate fi tracasată de piesele adverse. Într-adevăr, câmpul e doi, nu prea poți să spui, păi nu... Ce ți-ai mutat aici? Că poți să-ți atac cu o piesă neagră. Nu ai cu ce piesă neagră să-ți ataci. Dar nebunul ăsta e făcut pateu aici. Cred că e bine să-i dea un șut în fund la dama asta, să zică pleacă de aici. Dar atenție! Negru nu-și pune principala întrebare. Care este principala întrebare a Elisa în șapte? Corect! Bravo! Uite! Te felicit! Și se gândește, eu fac planul meu, nu mă interesează, hai să scot și calul celor. Și primește mat pe tavă. Checkmate. Deci, în momentul când tu îți dai seama că adversarul ți-a făcut o mutare care e ciudată, cel puțin ciudată, trebuie să-ți dai seama, bă, de ce fac mutarea asta? Și trebuie să vezi răspunsul, ce amenință albul, cal de 6, 7 și mat, și să-i măsuri. Care e, el există aici, poți să joci 6. Păi mai poți să dai 7 mat chipurile? Da, de unde? Sau poți să joci calul la B6. Păi mai poți să dai mat? Nu, că ți iau cu dama. Deci, în momentul când nu îți pui întrebare de ce face adversarul, primești maturi din ăstea de copii mici. Și evident că este un pic și rușinică pentru noi ca jucători, viitori mari maestri și viitor campion mondial de juniori, da? Bun. Și acum, având în vedere ceea ce ne văzurăm până acum, propuneți-mi o mutare pentru Elisa Zim, încearcă să-ți construiești o poziție tipică de mat sufocat. G8? Stai un pic, găina 8 și când bat să dai mat, nu? Asta bate cu regele. Da, dar asta trebuie să fie apărată. Deci, ca să fie apărată, calul ăsta trebuie să fie aici. Cum ajunge acolo? Numai prin șacuri, prin bombe, prin mutări cu tempo. Zi, Elisa, tu ești. Cal pe 7. Foarte bine. Și el este forțat, practic, să mute din rege. Pentru că dacă bați, primești mat, nu mat sufocat, dar tot mat este. Ăsta este mat pe ultima linie, da? Ok, checkmate. Și atunci, evident că negru vede și vine aici. Acum însă, prezența regelui la G8 ne permite nouă să mutăm acest cal la H6 cu șah dublu și de la cal și de la damă forțat și acum avem damă G8, da? Și acum cal pe 7. Checkmate. Checkmate, da? Bun. Asta din nou ce pun... uitați-vă, asta este... Ia să ne uităm un pic aici.
Este o cursă în gambitul Budapesta. Un gambit care este foarte... Mie îmi place foarte mult gambitul ăsta. În tinerețe l-am jucat destul de mult. Este o deschidere agresivă la negru. Deci, negru îți dă un pion ție cu aceste cinci. Deci gambiturile sunt acele, acele deschidere în care unul dintre jucători încearcă să-ți dea ceva material numai să te, să te prindă cu garda jos, adică să rămâi în urmă cu dezvoltarea și să primești un atac. Deci albul bate, negru evident că trebuie să mute calul că este atacat, dar mute la G4 și albul zice nu ți-l mai dau pe ăsta, am un pion în plus. Nebun F4, cal C6, cal F3, am două apărări ai, două atacuri, am două apărări, albul zice nu ți-l dau, șah, zice negru, și albul se gândește așa. Normal să știți că, într-un fel, cea mai bună mutare aici este cal C3. Dar când joci cal C3, poți să-ți bat. Și uitați-vă cum sunt acești, cum se cheamă acești doi pioni, Elisa? Pioni dubliș, nu? Pion dubli. Și sunt și rupți de ceilalți pioni. Cât fac acești doi pioni? Doar unul singur. Care-i scopul unui pion într-o partidă de șah? Să se... Corect. În damă de cel mai mult. Păi, dacă ăsta eventual se poate transforma în damă pe ăsta, îl vezi vreodată transformându-se în damă, pe ce sare pe ăsta? Deci, practic, de aceea acești doi pioni se considerează ca fiind unul singur. De aceea, în acest moment, în partida, albul joacă aici cal D2. Zice, las, bate tu aici, că în momentul ăla voi bate cu dama și nu-mi stric structura. Dar negru zice, păi las, atunci îmi iau pionul înapoi. Dama e 7. Câte bătăi am pe acest pion mari? Hai să facem socoteala. 1, 2, 3, nu? Bun. Și albul trebuie să-i da, dar zice, barem să-ți atac nebunul ăsta și joacă 3. Și aici negru joacă... Adică zice, pleacă din țara. Exact, pleacă din țara mea, nu mai am cum să-l apăr pe ăsta, nu mai am cum să-l apăr a treia oară, deci trebuie să mă... pot spune, să mă împac cu gândul că îi voi da pionul care l-aveam în plus și joacă 3, pleacă din țara mea. Dar negru aici bate. Albu bate, negru bate și albu zice, tântălăule, dă la tată. Și negru zice, tântălăule, mată. E șac și mat? Da. Faptul că nu strică, asta e aceea. Deci, încă o dată, atenție, din nou, albu nu își pune întrebarea, băi, ce amenință asta? De ce m-a lăsat pe mine să-i bat? Pentru că dacă ar fi văzut ce să, cea care e amenințarea negrului, albul ar fi avut răspuns aici. Trebuia întâi să bată calul. Ăsta e răspunsul corect. Și negru aici, pentru a nu pierde material, trebuie să bată calul. Pentru că nu poate să bată nebunul, că atunci ți-aș bate nebunul și aș rămâne cu un cal în plus. Da, poți. De aceea, în acest moment, negru trebuia să bată, dar după dama ia pe D2, dama ia pe E5, poziția asta ar fi fost complet egală și partida foarte precis și foarte logic s-ar fi putut termina în remiză. Însă, datorită faptului că albul nu și-a pus întrebarea ce amenință negru aici, bătând acel nebun, după cal de 3 a primit mat. Din nou o partidă iar scurtă, tot legată pe... Asta e chiar o partidă jucată în 1910, din ce mi-aduc eu aminte, adică la începutul secolului trecut. Și, apropo, partida asta, să știți că și eu am pierdut o partidă de genul ăsta, tot așa la alb, unul din cei mai buni prieteni ai mei, la începutul prieteniei noastre, când am aflat eu că amândoi suntem îndrăgostiți de șah, și eu și el am zis, hai să facem o partidă. Și el mi-a dat foarte cavaler albul mie și am zis, lasă că-ți pun pielea pe el. Și am intrat în poziția asta și el mi-a jucat aici cal de 4. Exact cum a jucat aici.
Și eu, exact ca în partidă, am mușcat moama, cum s-ar spune. Cal de patru, cu ce fel de mutare este? O mutare proastă. Deci, din toate punctele de vedere, acest cal de patru nu este o mutare bună. Mus de două ori cu o piesă care este deja dezvoltată. Îți lași pionul din E5 neapărat, în loc să scoți cal pe 6 sau nebun C5. Astea două sunt mutările normale aici. Însă, ca să spun așa, ascunde o cursă nemaipomenită aici. În momentul ăsta, deci, eu am pierdut, practic, o partidă aproape identică cum au jucat ăștia doi în 1910. Deci, în acest moment, pionul ăsta țipa la mine. Ia-mă, că sunt gratis. Și eu l-am bătut. Și așa a bătut albul și în 1910. Și după damă G5 s-a pomenit pierdut. Vă rog să eu mi-am dat seama, în momentul când am văzut mutarea asta, mi-am dat seama că am căzut pe o pregătire de acasă. Am încercat să joc nebunea pe F7 aici, cu șah. Și, adică să îmbrun pielea cât mai scump și după rege de 8 să joc cal pe 3. Dar până la urmă tot am pierdut partida. Dar ia uitați cum s-a desfășurat partida asta. Albul aici a bătut calea pe F7. Zice, mamă, doi pioni. Mamă, și furculița, și la damă, și la turn. Negru să joacă aici. Damă ia pe G2. Îți iau turnul și ești mat. Tur pe 1. Damă e 4, șah. Nu ai decât nebune 2, că dacă bați dama, ți-o iau cu... Iar când joci nebune 2, cal pe 3, mat. Eu n-am luat mat pe tablă, dar am luat și eu bătaie. Practic am deviat de la... Am văzut varianta asta, însă m-am pomenit într-o poziție care, până la urmă, am pierdut-o. Bun. Ce mai avem? Vai, păi nici nu trecurăm la exerciții. Păi, dar cum? Zece exerciții și două partide. Facem doar niște exerciții și mai facem restul partea a doua marți, da? Facem 5 exerciții și am să vă las, ca să spun așa, cele două partide și ultimele 5 exerciții pentru marți. E bine așa? De ce nu facem o partidă acum și 5 exerciții? Nu. Nu, că vreau să vă trezesc, că mai aveți un pic și vă ia somnul. Elisa chiar zice, câte mai avem, că vreau să dorm un pic. Da, bun. Asta e sfârșitul... Ăsta e sfârșitul unui studiu. Albul se duce încolo și mai are un amărât de pion. Negru, uitați-vă, vine încoace, are 3 pioni la transformare, are o damă, are 2 turnuri, 2 cai, 2 nebuni, are toți pionii pe tablă, dar albul la mutare și joacă Elisa Alba și câștigă. Scoate damă, nu? Scoți damă, da? Bun, hai să vedem, scoți damă. Și eu joc C2 și ai pierdut partida. Scot damă, îți dau mat, orice jucat tu aici, hai să zicem, dacă joc să zicem, damă ia pe P8. Îți dau șah, da, îți dau șah, tu glumeai și îți dau mat. Bravo! Asta e altceva. Scoți cal. Și indiferent ce mută negru aici, hai să zicem că scot damă. Zi, Elisa, ce joci? Ia să vedem ce zice. Ăsta este un exemplu foarte, foarte ilustrativ în care poți să explici unui elev ca măria ta care-i scopul șahului. Să dai șah și mat
Nu mă interesează că tu ai două dame pe tablă, doi nebuni, doi cai, două turnuri și nu știu câți pioni. Și eu n-am decât un cal și te dau moarte. Nu? Umilire. Umilire mare zi. Odată eu am fii atent acolo. Mai ales că făcui poziția asta cu voi. O prezentai înainte. Asta mi arată mari cât de atentă fusești la exercițiile mele. Deci ultima mutare a negrului, calul de la Gheob la P6. Nu poți. Vine și rândul tău. Să închizi cât un ochi? Dar nici să dormi. Bine. Mari este că acest rege este sugrumat de propriile piese. Dacă îi dai un șah de cal, bye bye. Unde? La D6 sau la F6? Adică... Da, a spus D6. D6, a, foarte bine. Cal D6, iată. Pum! Checkmate, amigo. Foarte bine. Pionul ăsta fiind legat total datorită apariției damei albe la E2. Încă o dată, ăsta nu-i mat. Că-ți bat cu calul. Poți să-ți bat și cu pionul. Mă rog. Trebuie să bat cu calul și râd de tine, da? Bun. Ha! Zi, domnișorul Silviu. Mat sufocat. Este regele negru sufocat? Da. Da. Ia uite. Una. Oh. Ce are? Una. Ce nu? Una, două, trei, patru. Și iar câmpul ăsta este controlat de către nebun. Mat sufocat. Să nu spui, Elisa, că ai văzut-o. Zi. Șapte. Dumitru 7, nu? Ideea este ideală, numai că eu îți bat cu damă. Dar ideea este ideală. Adică dacă n-ar fi dama acolo, ți-aș dama. Cum faci să... forțezi dama să plece, să nu mai controleze câmpul de șapte? Am văzut-o. Zii, Silvule. Deci dama pe șapte, bate dama. Corect. Dama pe șapte. E foarte bună ideea, Elisa. Da, dar întâi începi combinația cu acest dama ia pe P7, care îl forțează pe negru să bată cu dama, pentru că acea dama este apărată de către cal. Deci nu poți să bată. Și, dar după dama ia pe P7, urmează ok, checkmate. Da? Al treilea exercițiu. Am zis că facem 5, mai avem 3. Este al treilea, dar nu, al patrulea, da, e dreptate. Deci mai avem doar două. Bun. Zi, Elisa, că ești la rând. Și nu mai face pipisica. Este regele ăsta sufocat de propriile piese? Da. Cum îi dai șac și mat în două mutări? Normal ai zice, mamă, păi dau într-una singură, șac și mat. Dar ți-l bat. N-ai făcut nimic. Asta înseamnă că trebuie să scap de pionul ăsta. Da. Foarte bine, foarte bine, foarte bine, foarte bine. Roșu, roșu, roșu. F. 2. Foarte bine. Cal ia pe F2 cu șac. Deci tu ești forțat cu albul să bați calul ăla, că n-ai un să fugi. Deci când îți dă șah un cal, nu poți decât ori să fugi, ori să bați calul. Să fugi n-ai cum decât, că nu poți să... s-a terminat tabla. Și acum, Elisa, continuă? Nu te neca ca țiganul la mar? Zi? Nu râdea? Păi de ce trebuia să scapi de acel pion ca să poți să-i dai șah cu celălalt? Cal și mat. Găină 3. Găină 3. Sau griș
3. Sau Gugurigu 3. Sau Geam 3. Gogoașă 3. Foarte bine. Ăsta a fost al câtelea? Al patrulea. Al patrulea, nu? Ăsta e ultimul. Și acum vine al cincelea. Mari este cea care are are plăcerea de a închide lecția de astăzi. Zi, Mari. Albumul tău își dă mat în două mutări, deși are armata foarte mică, fiind la mutare, observă că regele ăla negru este foarte, foarte înghesuit de propriile piese și de nebunul din C8 și de pionul din C7 și de calul din D7 și de pionul din E7 și cum dă albul șac și mat în două mutări. Deși, încă o dată, el are două piese și două turnuri mai puțin pe tablă în acest moment. Furculișion. Atenție! Este o idee, poți să joci cal pe 7-7, nu? Să știi că și aia e bun într-un fel. Și, dar e tot mat și ăla, dar mai multe mutări. Eu vreau un două mutări. Uite, fiți atenție, ca să înțelegeți. Cal pe 7 șah, rege 8, calea pe H8, tot cu șah, rege de 8, două mutări, da? 3 mutări, 4 mutări, 5 mutări, mat. 6 mutări. Eu îl vreau doar în două. Mari, vezi că ține-o la tine? Practic, îți dă de mură în gură. Nu tu! Practic rupe din ce ai văzut și până acum și aplică doar ultimele două mutări din exercițiul anterior. Nu te cheamă Mari. Nu te cheamă Mari. Nu cred că mi-amintesc de Alexa. Da, exact. Am zis că nu-ți plăcea de el. Nu-ți plăcea de el, da. Nu-ți plăcea de el. Da, Alex. Hai, Mari, care e? Zi, Elisa, ia să te uite. Foarte bine. Forțați să bați cu calul, că nu poți cu rege. Felicitări, Elisa, ești informat. Și acum? Mată într-o mutare. Făină 7, nu? Foarte bine, felicitări. Mersi pentru vizionare.